activă încarcerării ar costa statul în jur de 40-50 de lei. În afară de aceasta, monitorizarea electronică permite scoaterea sub controlul statului din mediul penitenciar, acolo unde este recunoscut deja, din nefericire, sigur că condițiile de detenție în instituțiile penitenciare din țară nu sunt tocmai potrivite, iar însăși mediul penitenciar nu influențează benefica asupra reeducării și reintegrării ulterioare în societate a deținutului. De aceea și pe această cale observăm un avantaj, că persoana poate fi deținută în locuri de detenție o perioadă mai scurtă de timp, reîntoarsă în societate și aici, sub supraveghere și sub controlul mecanismelor instituționale ale statului, să continuă să fie supravegheat. Deci aceasta a fost doar ideea brută a doar unor avantaje care le oferă institutul juridic deja de monitorizare electronică, și colegii mei o să vă dea mai multe detalii și în cifre referitor la acest mecanism. Prezentarea de asemenea va conține și un modul care arată cum la propriu funcționează monitorizarea electronică, cum lucrează programul electronic, care sunt atribuțiile operatorului care trebuie să asigure o supraveghere 24 din 24 de ore și care sunt elementele cheie de comunicare între operatorul care asigură monitorizarea electronică și subdiviziunile colegilor noștri din organele poliției care au atribuții nemijlocite de a interveni în anumite situații atunci când instalațiile tehnice dau semnale de alarmă. De aceea, în partea a doua, o să vorbim despre cooperarea Inspectoratul Național al Probațiunii cu sectorul neguvernamental. Deja aceasta este o tradiție. O să remarc că aceasta este o tradiție bună. Noi avem în sală reprezentanții organizației Inițiativa Pozitivă, cu care deja nu doar prieteni, nu doar parteneri, ci și prieteni suntem. Deci vă salut, stimați colegi, și vă mulțumesc pentru contribuția, de fapt, a dumneavoastră la acest eveniment. O să remarc în același context că Ministerul Justiției ultimul timp găzduiește foarte multe evenimente pe domeniul justiției și în special pe domeniul justiției penale. Chiar astăzi mai avem un eveniment în incinta Ministerului. Deci eu o să transmit sincere salutări din partea doamnei ministru, care plenar susține inițiativele și pașii care se întreprind pe domeniul justiției penale. Probabil că aceasta se vede și din politicile care se promovează de minister în ultima perioadă de timp. Chiar fiind acele mici secvențe care se încadrează în mica reformă a justiției, de ce dumneavoastră asta acum nu poate să se alături lucrărilor noastre, dar pe parcurs este tot probabil că să vină, eliberându-se dintr-un alt eveniment, să ne spună careva opinii proprii referitor la domeniul justiției penale. Vreau să ofer acum cuvânt domnului Vitalie Ciuban, care este director adjunct al Inspectoratului Național de Probațiune, pentru o succintă introducere, doar că la nivel de concluzii, ca să evit mari descrieri, vreau să spun că domnul Ciobanu se străduie din răsputeri să facă față cerințelor ministeriale. Avem progrese evidente, avem și carențe și din ziua de astăzi, stimate domnule Ciobanu, eu sper să avem și mai mult de lucru, pentru că în linii mari
Ședința de astăzi este de a lansa un apel de încurajare către partenerii noștri de muncă care sunt judecătorii și procurorii cei care orientează și dispun aplicarea monitorizării electronice. Știți deja că monitorizarea electronică nu este posibilă fără o decizie judecătorească și asta este un lucru firesc și corect după mine. Dar mesajul Inspectoratului Național de Probațiune pentru ziua de astăzi este de a încuraja partenerii noștri să raporteze sistemului probațiunii persoane care vor fi monitorizate electronic. Fie acestea vor fi persoane cu statut de prevenit, fie că aceste persoane vor avea statut de condamnat, inculpat cu măsurile procesuale prevăzute de codul de procedură penală dispus în privința lor. Domnul Cebanu, vă rog succint mesajul dumneavoastră din partea autorității. Mulțumesc, domnul secretar general de stat. Bună ziua, domnul secretar general de stat, stimați colegi și membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecători, procurori și ofițeri ai Uniunii Penale. După cum știți că tematica evenimentului de astăzi este dezvoltarea sistemului de monitorizare electronică a persoanelor și efectuarea obligațiilor stabilite de instanța de judecată ca alternativă pedepsei cu închisoare. Ce reprezintă probațiunea, probabil cunoașteți majoritatea din voi. În primul rând este evaluarea psihosocială, supraveghere, control, asistență, consiliere și resocializarea persoanelor aflate în conflict cu legea penală. Dar nu în ultimul rând și adaptarea persoanelor liberate din locul de detenție. Pentru ce se face acest lucru? Deci pentru a preîntâmpina săvârșirea din noi infracțiuni. Reieșind din această noțiune, Inspectoratul Național de Probațiune vine prezentarea unor instrumente, probabil unor noi instrumente viabile, aplicate pe larg în practica internațională, pe care sistemul de probațiune din Republica Moldova le implementează deja de ceva timp. Probabil că unii din voi deja le cunosc, alții mai puțin. De ce a fost organizat acest eveniment, încă o dată de a arăta care sunt avantajele și dezavantajele acestor instrumente. Tendințele actuale care le avem în Republica Moldova sunt legate de prioritizarea sentințelor neprivative de libertate. Deci, în primul rând, ele reduc suprapopularea penitenciarilor. Costurile mari de aducere a condițiilor de detenție la normele și standardele Uniunii Europene. Numărul mare de persoane care săvârșesc infracțiuni în stare de ebrietate la volan. Și, bineînțeles, fenomenul care este la noi, Republica Moldova, fenomenul de violență în familie. Deci, Inspectoratul Național de Probațiune vine cu o serie de măsuri care au menirea de a proteja comunitatea prin reducerea riscului săvârșirii de noi infracțiuni de persoanele aflate în conflict cu legea penală, astfel încât să sporească eficiența sistemului de justiție penală și să atingă scopul aplicării pedepsei penale. Din luând statistica pe care o are Inspectoratul Național de Probațiune, de cursul anului trecut noi am avut peste 20.000 de subiecte de probațiune care au fost în probațiune, din care monitorizați electronic au fost peste 50 de persoane, persoane care au trecut diferite programe probaționale, deci au avut obligația de a trece programe probaționale, au fost peste 300 și avem la evidență mai mult de 3.000 de persoane care sunt private de a conduce mijloace de transport din cauza că au fost prinși în stare de ebrietate la volan. Noi sperăm că acest eveniment să consolideze toate eforturile și să găsim, poate unii avem noi unele lacune și să le înlăturăm aceste lacune. În același timp, poate să veniți cu unele propuneri pe care noi obligatoriu le vom examina și noi exclus și implementăm în cel mai curând timp. De aceea ofer cuvântul, conform agendei, domnului Iurie Mahu, să ne vorbească despre aspectele normative privind aplicarea monitorizării electronice a persoanelor în conflict cu legea penală, cooperarea cu organele de urmărire penală și instanțele judecătorești. Mulțumesc! Bună ziua! Să faci mai mare. Poate distâns în parte ca să vadă mai bine textul. Domnule director,
stimați colegi, onorată asistență, voi începe eu cu prezentarea dezvoltării sistemului de monitorizare electronică în Republica Moldova. Fiecare din dumneavoastră are pe masă în mapă câte o copie a prezentării care este la proiector, în urma căruia veți avea posibilitatea să mai revedeți acele pagini și să menținem o discuție constructivă în domeniul monitorizării electronice. Deci sistemul de monitorizare electronică constă în supravegherea de la distanță prin sistemele GPS, sistem global de poziționare, utilaj telefonii fix sau mobil cu care se monitorizează locația și mișcarea persoanelor supuse supravegherii și controlului, printr-o brățară specială care se instalează la mână sau picior în funcție de doleanța persoanei care urmează să fie monitorizată electronic. Deci sistemul de execuțional penal se bucură de un nou concept de monitorizare electronică, care este monitorizarea electronică a persoanelor și deci a persoanelor condamnate sau a persoanelor care au comis infracțiuni, fie în faza de urmărire penală, care vizează nemijlocit instituțiile de resort, Inspectoratul Național de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarilor, Inspectoratul General de Poliție. Deci, ca să ne referim la aceste două instituții, care este Inspectoratul Național de Probațiune și Administrația Națională a Penitenciarilor, numărul de subiecți în prezent activi cu care se lucrează în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune este de 11.572 de persoane, iar numărul de deținuți în cadrul administrației penitenciarilor este de 7.635, dintre care 1.341 de arestați preventiv. Deci bugetul alocat pentru Inspectoratul Național de Probațiune în anul 2018 este de 31.080.700 lei, iar pentru administrația penitenciarilor este pentru 2018 de 673.142.200 de lei. Dacă facem un calcul simplu, observăm că costul zilnic de întreținere a unei persoane în probațiune este de 8 lei pe zi, ceea ce constituie pe an aproximativ 2.900 de lei pentru un singur subiect. Costul zilnic de întreținere a unei persoane în penitenciar, în urma calculului efectuat care îl avem la proiector, este de 242 de lei pe zi, ceea ce constituie 88.171 de lei pe an pentru un singur deținut ca să fie întreținut în instituția penitenciară. Mă refer, deci datele care au fost prezentate sunt cheltuielile în probațiune. Următorul slide avem cheltuielile în probațiune cu monitorizare electronică în raport cu cheltuielile pentru întreținerea în penitenciar. Și avem, dar pentru o persoană monitorizată electronic în probațiune, pentru un singur infractor se cheltuie 14.600 de lei pe an, inclusiv cheltuieli de echipament, resurse umane, servicii GPS, platformă, etc., servicii logistice, pentru un infractor deținut în penitenciar 88.171 de lei, așa cum am prezentat anterior. Pentru 100 de infractori, dacă am monitorizat noi electronic în probațiune, cheltuielile ar ajunge pe an la 1.460.000 de lei. Pentru 100 de infractori deținuți în penitenciar este de 8.817.100 de lei pe un singur an. Deci la 100 de infractori. Economiile la buget, la bugetul de stat, la monitorizarea electronică a 100 de infractori în raport cu detenția constituie 7.357.100 de lei pentru 100 de, repet, 100 de infractori. Deci avem economii considerabile vis-a-vis de deținerea, monitorizarea electronică, deci economii considerabile la monitorizarea electronică în raport cu detenția. Recidiva de infracțiune în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune, o să o prezint, deci pentru ambele instituții, de fapt numărul subiecților, cum am menționat, este de 11.572, numărul subiecților probațiunii care au recidivat
este de 185 de persoane. Deci, în urma raportului, gradul de recidivă constituie 1,6% în Inspectoratul Național în sistemul de probațiune pentru persoanele care sunt în evidență. În cadrul penitenciarelor, deținuții care se află și îi spășesc pedeapsa, deci constituie următoarele cifre. Deținuți pentru a doua oară avem 1717 persoane, deținuți în instituția penitenciară a treia oară și mai mult avem 1809 persoane. Deci avem un total de recidiviști în instituțiile penitenciare de 3526 din numărul total de 7635 cât se află în sistemul penitenciar. Deci raportul cu cei care au comis și pentru prima dată. Deci gradul de recidivă, dacă îl calculăm, este de 56%. Vedem mai mult de jumătate din deținuți sunt execută pedeapsa cu închisoarea a doua oară și mai mult. Necesitatea dezvoltării monitorizării electronice în Republica Moldova. Avem trei piloni de bază. Monitorizarea electronică se aplică și ca alternativă la detenție. Este o formă de supraveghere a persoanelor, atât în probațiune cât și în penitenciare. Menținerea infractorului în comunitate, în familie, la studii, la locul de muncă, lângă rudele apropiate, deci persoana care execută monitorizarea electronică rămâne în societate și are posibilitatea să muncească și să mențină locul de studii. Care sunt efectele pedepsei cu închisoare? Deci la executarea acestei pedepse. Efectele sunt grad sporit de recidivă, așa cum am prezentat anterior, cost ridicat pentru societate și economie, la fel cum am prezentat câte resurse financiare necesită pentru întreținerea unui deținut și cost ridicat pentru familia deținutului. Deci deseori se întâmplă când majoritatea cazurilor bărbații sunt încarcerați și este unicul întreținător al familiei, deci care sunt sau care ar fi ulterior consecințele acestei familii. Paradoxul privind resocializarea într-un spațiu închis. Conform codului penal, scopul pedepsei penale este și resocializarea persoanelor, deci în urma modificărilor, pe lângă corectarea, reeducarea, restabilirea echității sociale, este și resocializarea. Deci cum poți să resocializezi această persoană deținută în penitenciar, să o reintegrezi în societate. Beneficiile monitorizării electronice, deci avem mai multe categorii sociale și economice. În primul rând, reduce recidiva de infracțiune. Persoana aflându-se în probațiune, fiind monitorizată electronic, este predispusă mai puțin de a comite alte infracțiuni. Previne influențele negative ale închisorii, deci pedeapsă fără încarcerare. Influențele închisorii deseori se răsfrâng după executarea unor termene de închisoare mai mare de 2 ani. De multe ori, după executarea unei pedepse cu închisoarea mai mare de 2 ani, deja persoana suportă sau se reintegrează în acea lume criminală, în acele condiții de detenție, în acele reguli în care urmează și un grad de recidivă mai înalt ulterior. Deci oferă transparență de zi cu zi a infractorului prin supraveghere eficientă în comunitate. De asemenea, cu ajutorul monitorizării electronice sunt stabilite limitele clare care sunt permise de lege. Fie perimetrul care trebuie să se deplaseze persoana sau perimetrul sau locurile care sunt interzise de a se deplasa. Deci colegul meu se va referi mai în detaliu modul de monitorizare la direct sau nemijlocit la hartă. Deci face ca infractorul să fie conștient de propriul comportament. Atunci când persoana cunoaște că este monitorizată, este supravegheată de către cineva, este mai responsabilă de acțiunile care le înfăptuiește. Contribuie la protecția victimelor. La fel, în cazul violenței în familie sau infracțiuni care sunt legate direct de victime și infractorul
nu are dreptul să se apropie de victimă sau nu are dreptul să se apropie de casa victimei. Cu ajutorul brățării electronice sunt fixate aceste interdicții. De asemenea, oferă posibilitatea corectării și reeducării persoanei prin control, asistență și implicarea în programe probaționale. Pe lângă faptul că este monitorizată electronic, persoana se află în probațiune, dar se află în probațiune pentru liberarea de pedeapsă penală, deci una din categorii de liberare, și respectiv se desfășoară cu ea și alte activități, cum ar fi de control, de asistență, și sunt și programele probaționale, programele de corecție. Avem noi și o altă categorie, beneficiile economice. Monitorizarea electronică servește în primul rând la depopularea penitenciarilor și prevenirea condamnării la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru condiții de detenție nesatisfăcătoare. Deci cunoaștem că dacă depășește mai mult de, deci mai puțin, deținutul are mai puțin de 4 metri pătrați în penitenciar, deja nu este spațiu suficient pentru executarea pedepsei cu închisoarea. Următorul, păstrarea locului de muncă și achitarea impozitelor de stat. Persoana muncește, achită impozitele, se menține la locul de muncă, în comunitate este în același timp supravegheată, controlată și în cazul în care încalcă, deja atunci urmează o altă măsură, represivă. Reducerea cheltuielilor în raport cu deținerea în penitenciar, deci așa cum am prezentat și am vorbit anterior. Care este, deci, necesitatea, am vorbit, ce urmează sau ce a făcut Inspectoratul Național de Probațiune vis-a-vis de monitorizarea electronică. Deci actele normative relevante pentru monitorizare electronică sunt și pe plan internațional, deci actele emise de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Avem recomandarea statelor membri au Consiliul Europei privind monitorizarea electronică din 2014, recomandarea din 2010 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei către statele membre cu privire la regulile de probațiune și regulile standard minimale ale Națiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative de libertate, deci sunt regulile de la Tokyo, în care în aceste acte internaționale este prevăzut un capitol separat care se referă la monitorizarea electronică, la condițiile monitorizării electronice impus către statele membre ale Consiliului Europei, care trebuie să le preia în legislațiile interne. Ce am operat noi? Deci am fost modificate mai multe acte legislative. Codul penal al Republicii Moldova a fost completat articolul 90 aliniatul 6, litera H, cu o nouă obligație să fie persoana monitorizată electronic, în care instanța de judecată are posibilitatea în sentințele emise să aplice această obligație. Codul de executare a Republicii Moldova s-a inclus un nou articol, articolul 271 indice 1, cu referire la monitorizarea electronică. Legea cu privire la probațiune, la fel, s-a inclus un nou articol 210 cu referire la monitorizarea electronică și s-a elaborat un regulament privind monitorizarea electronică a persoanelor, care este aprobat prin hotărârea de guvern numărul 1322 din 8 decembrie 2016. Documentele de politici care servesc drept bază pentru realizarea acestor acțiuni este pentru anul 2018. Avem acțiuni stabilite pentru dezvoltarea monitorizării în planul de acțiune al strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru anii 2016-2020, deci care este aprobat prin hotărârea guvernului din 1 septembrie 2016, planul de acțiune a guvernului pentru anii 2016-2018, planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2018, aprobat prin ordinul Ministrului Justiției din 29 martie 2018. Deci în aceste acte, în aceste documente de politici, avem prevăzute acțiuni: dezvoltarea monitorizării electronice, extinderea numărului de persoane care să fie supus monitorizării electronice, crearea centrului de monitorizare electronică și deja achiziționarea de echipamente privind monitorizarea electronică. Care sunt subiecții nemijlocit care se poate aplica monitorizarea electronică? Sunt persoanele supuse probațiunii care au fost liberate de pedeapsă penală în conformitate cu articolul 89 Cod Penal.
Aici avem mai multe categorii. Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei, deci un nou articol 90 prim inclus în codul penal, liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave și amânarea executării pedepsei pentru femei gravide și femei care au împlinit vârsta de 8 ani. Deci la aplicarea acestor categorii, instanța de judecată poate aplica și obligația de monitorizare electronică deja în funcție de caz, de evaluare, de individualizare a pedepsei. Următoarea categorie care poate fi monitorizată electronică sunt persoanele condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care se deplasează pe o perioadă scurtă de timp în afara penitenciarului. Deci la decizia șefului de penitenciar poate stabili obligația sau de a fi monitorizată electronică persoana care îi se stabilește un regim de executare în penitenciar mai lejer. Și atunci când persoana îi se permite să se deplaseze în afara penitenciarului, îi se poate aplica această brățară electronică și poate fi monitorizată. La fel, aceste decizii se expedează către probațiune, în care serviciul monitorizare electronică execută aceste decizii și monitorizează persoane deținute. Următoarea categorie nouă, care a fost introdusă prin proiectul de lege privind umanizarea pedepselor penale, a intrat în vigoare în 20 decembrie 2017, avem persoanele în privința cărora au fost aplicate măsuri preventive. Deci o altă categorie. Categorie de infracțiuni care pot fi aplicate, deci care poate fi stabilită monitorizarea electronică, avem mai multe categorii. Am făcut noi o evaluare a părții speciale a codului penal. Judecătorii, procurorii, desigur că cunosc acest lucru, deci acestea sunt mai multe categorii, infracțiuni contra libertății, cinstii, demnității persoanei, deci avem răpirea persoanei și alte componențe de infracțiuni, infracțiuni privind viața sexuală, viol, hărțuire sexuală și altele, infracțiuni contra patrimoniului, furt, jaf, tâlhărie, șantaj, escrocherie și altele, deci infracțiuni contra familiei și minorilor, infracțiuni contra securității publice și a ordinii publice, huliganism, vandalism și altele componențe. O altă categorie pentru arestul la domiciliu din măsurile preventive și liberarea provizorilor sub control judiciar sau pe cauțiune, care se aplică în exclusivitate de către instanța de judecată. Ca să facem o generalizare cu numărul de persoane care se află în probațiune și creșterea lor de lungul anilor în timp, observăm, deci în 2012 în probațiune noi am avut ca flux cei care au fost în acest an în sistem 15.252 de persoane, de subiecți. Acest număr crește considerabil până în anul 2017, când s-a înregistrat o cifră de 20.087 de persoane care au trecut prin sistemul de probațiuni. Și minori, la fel, din 2012 am avut 358, avem o scădere ușoară până în 2017, când prin probațiune au trecut 334 de minori. Aici vreau să fac o mențiune că legea nu stabilește criteriile sau delimitarea aplicării monitorizării electronice pentru minori sau adulți. Deci regulile de aplicare a monitorizării sunt la fel, atât pentru minori cât și pentru adulți, dacă întrunesc criteriile deja de atragere la răspundere penală, de stabilirea semnelor, componenței de infracțiune și așa mai departe. Subiecții în evidența birourilor de probațiune, deci vedem această creștere care o reflectăm în alt slide din anul 2012 până în 2017. Persoane monitorizate electronic care avem la moment în sistemul de probațiune sunt monitorizate. În anul 2018, în total, s-a înregistrat 52 de persoane care au fost monitorizate cu cei din 2017. Deci în 2017 am avut 33 și deja cu care
sentințe sau au parvenit sau încheieri privire la arest, am acumulat 52 de persoane. Deci în 2018 au parvenit 19 pe liberarea de pedeapsă penală și 7 persoane pe măsuri preventive. Deci arest la domiciliu. De asemenea, Inspectoratul Național de Probațiune expediază și pregătește și demersuri în instanțele judecătorești, deci anume birourile de probațiune, cu privire la aplicarea monitorizării electronice, aplicarea obligației de monitorizare pentru unele categorii de subiecți. Pentru cei mai periculoși, pentru cei care sunt predispuși mai mult la săvârșirea unor alte infracțiuni. Deci în baza evaluării care se face de către consilier, în baza articolului 90 alineatul 7, consilierul de probațiune are posibilitatea de a înainta un demers în instanță și solicita, motivând, deci solicitarea, de a aplica monitorizare electronică. Deci în anul 2017, în total, birourile de probațiune au expediat 54 de astfel de demersuri pentru aplicarea monitorizării electronice. Admisia au fost 29, respinse am avut 25 de către instanțele de judecată. În anul 2018, deci până la inclusiv luna mai, avem în total 6 demersuri expediate, 2 admisie, 1 respinse, în examinare se află încă 3 demersuri care au fost prezentate de către probațiune. Aici vrem să solicităm sau să sugerăm judecătorilor să aplice monitorizare electronică, să dăie curs demersurilor înaintate de către consilierii de probațiune. Desigur, dacă sunt argumentate și sunt materiale necesare anexate la acel demers, pentru persoanele care într-adevăr au nevoie de a fi monitorizate electronic și într-adevăr au nevoie de un regim de supraveghere mai strict. Parteneriatele cu care le are Inspectoratul Național de Probațiune cu țările străine în domeniul monitorizării electronice, deci este primul rând Polonia, care se înregistrează peste 30.000 de persoane monitorizate electronic anual. Ei au un centru de monitorizare electronic bine funcționabil. Letonia, care este peste 150 de persoane anual. Bulgaria, peste 100 de persoane. Georgia, circa 100, în jur de 100 de persoane anual, de asemenea au centru de monitorizare, și Ucraina, vecinii noștri, în care se înregistrează pe an peste 200 de persoane monitorizate electronic. Deci, în continuare, colegul meu, domnul Valeriu Milinti, se va referi la realizarea tehnică a monitorizării electronice și nemijlocit cum se efectuează aceasta. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări, da, poftim. Vă ascult. Să spunem neclarități dacă au fost practici. Cât costă un echipament astăzi? O brățară electronică e peste 3.000 de lei. Deja cu platforma, întreținerea platformei costă mai mult. Nu sunt exact. Da, nemijlocit monitorizarea și interacțiunea. Dacă nu Bună ziua, stimată audiență! Reprezint Serviciul Monitorizare Electronică a Inspectoratului Național de Probațiune, serviciu care a fost creat de la 1 decembrie 2012
avem o activitate de 6 luni deja. 2017. Pe decembrie 2017. Deci, la începutul activității am preluat monitorizarea electronică a persoanelor care au avut stabilită obligația de a fi monitorizate electronic. Din ianuarie 2018 am mai preluat o categorie de persoane monitorizate electronic, persoanele cărora le-a fost impusă măsura preventivă arestul la domiciliu. Cum este realizat tehnic această procedură? Deci, monitorizarea electronică a persoanelor se efectuează prin intermediul sistemului de monitorizare de poziționare globală GPS. Acest sistem global de navigație utilizează sateliți pentru a urmări localizarea persoanelor în timp real și special localizarea după brățara instalată la persoană. Brățara GPS reprezintă un dispozitiv cu emițător care este rezistent la diferite fluctuații de temperatură, este rezistent la apă, rezistent la vibrații. Acest brățară este purtată de către clienți la picior, iar în cazul când nu are posibilitatea de a fi purtată la picior, se montează la mâna clientului. Dispozitivul primește semnalele de la sateliți și identifică locația purtătorilor în baza semnalului recepționat. Prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă, brățara transmite semnale recepționate de la satelit despre localizare unui computer aflat în centru de monitorizare. Toate aceste locații se stochează în platforma de monitorizare și permit să urmărim mișcările acestei brățări. Informațiile sunt prezentate pe platforma de monitorizare în formă grafică, cum aveți pe acest slide, cât și sub formă de mesaje care parvin despre alertele care au fost comise de către aceste dispozitive. Fiecărui client care are instalat această brățară îi se atribuie un număr de identificare unic, ceea ce permite identificarea persoanei și ulterior extragerea istoricului per fiecare brățară. Montarea la brățărilor efectuează angajații Centrului de Monitorizare, Inspectoratul Național de Probățiune. La montare, clienții sunt instructați privind modul de funcționare și modul de executare a monitorizării electronice, după care fiecare client semnează un angajament prin care se obligă să respecte condițiile care au fost impuse privind monitorizarea electronică. Înregistrarea nemijlocită a clienților pe platforma de monitorizare este efectuată de către persoana autorizată în acest sens. Monitorizarea electronică, iar însăși monitorizarea electronică a persoanelor pe platformă este efectuată de către operator. În atribuțiile operatorilor care monitorizează persoanele, între prelucrarea, în special prelucrarea alertelor care parvin de la brățări. Operatorul are obligația de a întreprinde măsuri urgente în cazul parvenirii în dependență de gradul alertei. Sunt 3 grade de alerte. Alertă de grad maxim, alertă de grad mediu și alerte de grad mic. Deci, la parvenirea alertei, operatorul prelucrează și, în dependență de gradul alertei, cum am spus, acționează. Informează, în primul rând, clientul despre o eventuală încălcare comisă și, nemijlocit, deja informează și persoana responsabilă care este de acest caz. În cazul arestului la domiciliu, am stabilit o colaborare strânsă cu inspectoratele de poliție din teritoriu, mai ales cu
polițiștii de sector care nemijlocit asistă la instalarea acestor brățări. Deci împreună când se pleacă la montarea, numai decât trebuie să asiste și un inspector de sector. După care, în cazul în care parvine o alertă de la persoana cu arest la domiciliu, în primul și în primul rând este contactat polițistul de sector, după care este contactat persoana de serviciu de la inspectoratul de poliție din raionul respectiv. Cu acest vreau să spun că până la moment, până la momentul, de exemplu, persoanele care erau la arest la domiciliu, inspectoratele de poliție, din câte cunoaștem noi așa, din câte am, erau telefonați persoanele, aveau un grafic de telefon, din două în două ore, practic noaptea nu-l telefonează că să nu deranjeze și așa mai departe, însă și deja cu includerea monitorizării electronice, persoana este monitorizată 24 din 24, minut cu minut, deci nu mai este necesar implicarea organelor de poliție pentru a telefona nemijlocit la fiecare oră sau două ore, conform unui grafic. Implicarea organelor de poliție aici, în aceste cazuri, este doar la informarea de către operatorul de la monitorizare electronică în cazul comiterii unei încălcări și în vederea contracarării acestei încălcări care este, a fost impusă persoanei care are arest la domiciliu. De asemenea, operatorii recepționează informațiile despre măsurile care au fost întreprinse în vederea înlăturării acestor evenimente, despre care au fost informați. Respectiv, dacă a telefonat în teritoriu, așteaptă răspuns în vederea ce s-a întreprins pentru înlăturarea acestei încălcări. După care, fiecare operator întocmește un raport despre toate evenimentele care au avut loc și ce măsuri s-au întreprins. În dependență de restricțiile impuse persoanei cu monitorizare electronică, persoanelor li se stabilesc zone de restricție. Aceste zone sunt de două tipuri. Zone de incluziune și zone de excluziune. Zonele de incluziune sunt acele zone în care persoana se poate afla într-o... Deci are dreptul să afle într-acea zonă și nu are dreptul să o părăsească. Zonele de excluziune sunt zonele care persoanele nu le pot să le viziteze. Deci, nemijlocit, pe hartă aveți o mostră de o zonă, se marchează o anumită zonă care persoana, de exemplu, aici aveți o zonă a unei persoane care se află cu arest la domiciliu. Se marchează zona și se stabilește un grafic în care, dacă e arest la domiciliu, e clar că 24 din 24. Avem persoane care sunt monitorizate doar pe timp de noapte, se stabilește un grafic între orele care instanța de judecată i-a stabilit să nu viziteze anumite locuri. Deci, dacă persoana în acele ore încearcă să părăsească zona, operatorul imediat reacționează și urmărește persoana în care localul sau unde această persoană a plecat. În cazul în care este stabilită zona de excluziune, adică zona care persoana nu are dreptul să o viziteze, iarăși se stabilesc anumite orare în care acea persoană nu poate să intre în acea zonă. În cazul în care ea încearcă să intre în zonă, parvin alerte la platforma de monitorizare, în care se vede ce brățară, ce client și în care zonă încerca să intre. De asemenea, unui client îi pot fi stabilite chiar mai multe zone. De exemplu, persoana pe timp de noapte poate să fie restricționat să nu iasă din zonă, iar într-o anumită perioadă de timp să nu poată să viziteze, spre exemplu, școli, grădinițe sau mai sunt diferite localuri. Am adus un exemplu, da, care se marchează pur și simplu în cazul în care persoana o să încearce să viziteze, o să primim alerte. Uh,
Pe platforma de monitorizare este stocat tot istoricul privind deplasările persoanei și, și toate alertele care au parvenit de la Brățări. Acest istoric se păstrează o anumită perioadă de timp, el poate fi downloadat, spre exemplu, dacă s-a solicitat o anumită perioadă de timp și am avut asemenea solicitări deja, să oferim careva informații privind deplasările unei persoane într-o anumită perioadă de timp. Deci se alege perioada, ora, acest raport este downloadat și este oferit organului care a solicitat raportul dat. Mai departe, după expirarea termenului de monitorizare electronică a persoanelor, acest echipament este demontat tot de către persoana autorizată, deci echipamentul nu poate fi demontat, e clar că de către client, în cazul în care încearcă să efectueze careva manipulații perioada care este monitorizat, noi primim alerte și imediat persoana este sunt întreprinse măsuri în vederea contracarerii acțiunilor care pot duce la deteriorarea brățărilor. După cum am spus, la demontare pleacă colaboratorul care are atribuții în acest sens. Brățările sunt examinate. Aici vreau să spun că brățările care existente, care le avem la moment, de fapt le aveți aici în față. După o anumită perioadă de timp mai îndelugată folosite, practic ele, să zicem așa, ies din uz, ele au deja și un termen, noi nu putem să le mai folosim, de aceea, la moment noi ne străduim să identificăm careva companii care oferă asemenea servicii, monitorizare electronică, sunt multe companii pe piață, internațională, am avut mai multe, în ultima în jumătatea asta de an am avut mai multe întruniri cu astfel de companii. Ne prezintă, ne-au făcut chiar prezentări a produselor și a platformelor lor de monitorizare. În special, după prezentări, chiar ne lasă careva echipamente la testare. Vreau să spun că aveți în față de culoare sură un echipament care la moment chiar noi îl testăm. Testările echipamentelor care au fost prezentate de către companiile străine arată rezultate destul de bune, sunt foarte, deci, foarte prielnice pentru noi. Deja urmează să vedem când va urma procedura de licitație și care companie va câștiga. Asta deja ține de grupurile de achiziții. Aș vrea să mă opresc în final, la impacturile care au fost stabilite privind aplicarea monitorizării electronice. Deci, în primul rând, prin aplicarea monitorizării electronice, după cum a menționat și domnul Mahu, se atinge scopul pedepsei penale. Un alt impact îl are implicarea societății în procesul de supraveghere și consilierea persoanelor în conflict cu legea penală, care contribuie la reabilitarea psihosocială și schimbarea comportamentului infractorilor. Sporirea șanselor și oportunităților educaționale și de angajare în câmpul muncii pentru condamnații monitorizați electronic. Deoarece se află persoanele în libertate, ei pot liber să se angajeze și în câmpul muncii. În acest sens, contribuind la resocializarea și angajarea persoanelor. Diminuarea riscului de etichetare a infractorilor și de respingere din partea societății. Creșterea nivelului de încredere a cetățenilor față de colaboratorii instituției probăciunii și implicarea publicului în procesul de reintegrare a persoanelor supuse monitorizării electronice. De asemenea, prin monitorizare electronică poate fi contribuit la protecția victimilor. Un alt impact este conștientizarea și percepția socială pozitivă față de monitorizare electronică, schimbarea comportamentală și reintegrarea mai ușoară a subiectelor monitorizației electronice, diminuarea recidivii în rândul condamnaților, suportarea cheltuielor mai mici, după cum s-a menționat, sunt cheltuieli mult mai mici față de întreținerea persoanei în penitenciar.
promovarea drepturilor omului și acordarea unei șanse de reabilitare și integrare în societate fără încarcerare, eficientizarea resocializării infractorilor cu resursele alocate sistemului de probațiune. Încă un impact este reducerea cheltuielilor financiare pentru cazurile de condamnări la CEDO. Și știm că foarte multe condamnări au fost pe condițiile inumane din penitenciare. Și creșterea eficienței colaborării cu organizațiile neguvernamentale, partenerii naționali și internaționali. Iată, acesta pe scurt a fost prezentarea și realizarea tehnică a monitorizării electronice. Vreau să spun că acum noi suntem în așteptarea acum a creării centrului de monitorizare electronică, unde vor fi angajați mai multe persoane, fiindcă acum activăm doar în 3 persoane și se vede că nu se reușește realizarea monitorizării persoanelor 24 din 24. Odată cu crearea centrului, acest impediment va fi înlăturat și, desigur, achiziționarea echipamentelor mai performante, care, de fapt, aceste existente care noi le avem, deja stocul lor se reduce, deja au fost procurate deja de 2 ani, careva dintre însele deja nu mai funcționează, deoarece garanția și contractul lor a expirat, iar firme specializate care să avem pentru reparația lor, din păcate, în Republica, în țara noastră, nu, iar pentru a achiziționa este foarte, foarte costisitor, de aceea sperăm să mergem pe o achiziție de echipament mai performant cu un contract de suport tehnic care va înlătura aceste impedimente pe viitor. Vă mulțumesc. Eu doar câteva chestii am să vă rog să concretizați de viitor nemijlocit la protocolul de interacțiune între operator și consilierul de informațiune sau colegul din Ministerul Afacerilor Interne pentru a interveni în caz de parvenirea semnalului de alarmă, gen de rupere sau de deteriorare a brățe, sau în cazul când este evident și clar și monitorul arată că subiectul monitorizat părăsește zona în care el trebuie să se află în anumit perioada zi. Cum asta la propriu se întâmplă și care sunt garanțiile pentru statul, societate, când mecanismul statului vor lucra și vor asigura respectarea regulilor. La propriu, deci sunt toate datele de când se înregistrează clientul, da, pe platformă, se acumulează toate datele și pentru informare. În primul rând, persoana care este monitorizată electronic trebuie să întrunească unele condiții pentru a fi monitorizată, deci asta este prezența la domiciliu a curentului electric și prezența telefonului. Mai departe, deja când este înregistrat, se preiau contactele de la polițiștii de sector, de la inspectoratele de poliție, special de la ofițerii de la unitatea de gardă, de la inspectoratele de poliție. Și se acționează în felul următor. În primul rând, în cazul în care parvine alerta, în primul rând este contactat clientul pentru a stabili. În cazul în care el nu răspunde, deja a doilea pas este contactarea. Acum vorbesc despre în cazul arestului la domiciliu. În al doilea rând este contactat polițistul de sector, după care urmează telefonare nemijlocită la unitatea de gardă. Deci se informează despre încălcarea comisă, în care caz deja urmează acțiunile nemijlocite a colaboratorilor de poliție. Vreau să spun că sunt deci avem persoanele care sunt în reales la domiciliu, ei au deplasări, chiar azi dimineață avem 2 care ne-au informat că trebuia să plece la curtea de apel. Noi am informat unitatea de gardă și operatorul de noi a informat unitatea de gardă că aceste persoane pleacă și a informat și biroul de probațiune în raza căruia se află aceste persoane monitorizate. Deja unitatea de gardă urmează să informeze polițiștii de sector
Mai departe, aceste persoane sunt monitorizate dacă într-adevăr pleacă la curte sau nu se duc în altă parte și la revenire la domiciliu, iarăși este informată unitatea de gardă, persoanele au revenit la domiciliile lor, cu aceasta se termină. În cazul în care ei încearcă să devieze sau la ora stabilită nu s-au întors la domiciliu, iarăși sunt contactați, se întreabă de ce s-au reținut și așa mai departe, se clarifică situația. Deci, într-așa modalitate, să ținem contact permanent cu nemijlocet cu clienții și cu unitățile de gardă. Da, Da, eu vreau să spun că avem chiar o persoană de aceasta. Chiar avem o persoană de aceasta acum. El stă cu dializă, trebuie să treacă. Și lui, el are un grafic stabilit când trebuie să plece la dializă. Dar îi se face rău mai des. El ne informează că astăzi mi s-a făcut rău și trebuie să plec urgent la centru de dializă. Și respectiv, noi înregistrăm acest apel, îi informăm iarăși organele de poliție și îl urmărim dacă el într-adevăr pleacă la centru de dializă, are deja acolo tot o zonă de incluziune în care el intră și este monitorizat. În cazul când iese de acolo, deja primim alertă că el a plecat de la spital și a revenit la domiciliu. Asta e caz real care este și cum v-am spus cum se acționează la moment. Deja pe viitor vedem dacă mai avem cazuri din astea. Cum vom acționa? Cred că tot într același mod. Autonomia unei brățări în prezent este practic 24 de ore. Noi informăm clienții că zilnic trebuie să o încarce, cel puțin o oră, 30-2 ore, pentru a exclude cazurile de descărcare completă. Brățara, la momentul când ajunge la 20% din baterie, alertează platforma, operatorul vede că brățara se descarcă, îl telefonează pe client dacă el eventual omite acest moment, îl informează, uite, ai uitat să încarci, te rugăm să încarci bateria imediat când ea se descarcă. Spuneți-vă, în cazul în care nu s-a muncit și nu odată, undeva în sală, care nu e permanent, nu este lumină, energie electrică, atunci cum? Cazul de astea n-am avut, că nu este curent electric. Am spus, deci, au fost în perioada care a fost anterioară, practic când era proiect de pilotare, da, acestui, când am avut în 2016, îmi pare că, da, când au fost, sau 2017, când au fost calamitatea aceea naturală cu ninsori, cu și s-au rupt firele prin unele sate, unde aveam noi clienți, ne-au informat pe perioada de 3-4 zile până nu a fost restabilit curentul electric, i-am monitorizat numai telefonându-i și a fost, deci, informat oficial a fost informație că, uite, este o calamitate și într-așa sens. Da, într-adevăr, poate interveni și asemenea. Noi nu putem exclude. Da,
Să intervin eu. Este condiții obligatorii, asta e este clasă în urmă cu obligații ca să ai tot o permanentare. Persoana care are 20 de ani stăie, da? În penitenciar, el se liberează înainte de termen. Totalul 8. El 2 ani este de el, nu are o permanentare. Deci sunt persoane de ani. Regulamentul cu privire la monitorizarea electronică a persoanelor, numărul 322 din 2016, prevede expres condițiile de aplicare a monitorizării electronice. Și atunci când se aplică de către judecător, pentru că în exclusivitate această obligație se aplică doar de către judecător, judecătorul evaluează dacă întrunește condițiile de funcționare ulterioară a brățării de monitorizare electronică. Dacă persoana nu are domiciliu, am înțeles. Și că înțeles cu partea ta. Că-ți îndrăuși, că-ți mă rog, că-ți mă rog, dacă persoana a stat, că are 70 de ani, mai are cu 2 ani, 3, și judecătorul a spui, judecătorul tu om, a spui problema în așa cum le poate, nu-i permis că nu are o permisă, are scoară, are asta, dar poate să fie liber de circulație. Unde nu-i permis? Deci nu-i clară întrebarea, unde nu-i permitem? Ce vă referiți? Persoana de care se liberează din instituția penitenciară. La conlucrare, instituțiilor de Procuratură de Justiție, conlucrarea între Procuratorul Poliției și Inspectorat Național de Naționale, judecătorul este la scapă și educație și anul de scopul. Cazul este că în caz de intervenție la persoana care evadea, el se numește cu evadat. Corect. Asta se numește, ca evadare. La noi mergem în monitorizare de procuratura sau poliție. Tot undeva în legea sau procuratura a scos chestia în legea nouă, da? Dar tot una este și ca același moment. Numărul că nu, e condusă de către okay, procurator. Spuneți, vă rog, la intervenție, cum facem mai mult? Vedeți cum lucrăm la mult procuratura și cu dumneavoastră. La momentul când se termin gândul cu referire la momentul cum putem noi să facem reținerea când persoana deja se consideră reținută? Și act procesual penal noi putem să întocmim. Proces verbal de reținere eu l-am avut la moment. 166 când a fost reținut sau când a dat instanța de judecat arest preventiv. Noi, sub ce formă, facem procedural. Și de obia, noi întocmim. Deci, cu referire la exilie. Iar o luăm de la capăt, o luăm de la evadare, dar poate nu e evadare. Haideți, dați formulăm întrebările foarte clar. Da. Nu e clar. Ascultăm întrebarea și după care ascultăm răspunsul. Sigur că nici întrebare, nici răspuns poate nu satisfac cărțile. Important este să nu avem blocajul, să dăm întrebări peste întrebări, care sigur pot exista și atât și în ordinat să avem întrebări. Important este să fixăm, să vedem dacă avem răspunsuri și dacă în cazul că nu avem răspunsuri, avem grupuri sectoriale, poliție INP, INP procuratură, procuratură poliție, le discutăm și perfecționăm mecanismele. Astăzi nu avem sarcină să facem blocajul. Astăzi avem sarcină să găsim răspunsuri. Tot numai. Da, mulțumesc. Cu referire la aplicarea și condițiile de aplicare a monitorizării electronice de către instanța de judecată. Cum am spus, instanța ține cont de condițiile, dacă el poate încărca și are electricitate la domiciliu și respectiv îi aplică această obligație. Dacă nu are aceste condiții elementare, instanța nu va aplica această obligație de monitorizare electronică. Dacă persoana se eliberează din detenție condiționată înainte de termen, în baza articolului 91, la eliberare din detenție este dispusă de către instanța de judecată prin încheierea de eliberare condiționată. În acea încheiere, instanța evaluează
condițiile, la fel, are domiciliu, nu are domiciliu, electricitate și toate măsurile care trebuie a fi întreprinse la emiterea acestei încheieri și decide dacă stabilește monitorizarea sau nu stabilește în privința persoanei respective. Asta eu m-am referit la categoriile de liberare de pedeapsă, care avem mai mult. Condamnarea cu suspendare, liberarea condiționată înainte de termen, amânarea executării, care le-am prezentat și așa mai departe, care sunt subiecții ai probațiunii. Deci aceste categorii de persoane sunt subiecții noștri conform legii cu privire la probațiune și la aplicarea acestei măsuri de liberare, instanța poate aplica sau nu monitorizarea electronică. A doilea aspect cu referire la, dați-mi voie să explic, că deja mi-ați acordat întrebări și apoi vă ascult. La capitolul dat, ca să fie o claritate, spuneți-vă, vă rog, și am și informația la instanță judecată, el nu are client direct și toate momentele date. Judecătorul, eu cred că din oficiu nu poate spune asta, dar el nu are client direct sau nu are client direct. La prezentarea demersului de către instituția penitenciară în instanța de judecată cu referire la liberarea persoanei, se anexează la acest demers toate materialele și tot ceea ce este necesar pentru ca să admită instanța de judecată liberarea lui condiționată. În primul rând, locul de trai, asta este un criteriu definitoriu pentru eliberarea condiționată înainte de termen. Dacă persoana nu are domiciliu, deja instanța nu cred că va aplica liberarea condiționată sau dacă va aplica, cu stringență va fi necesar să se implice probațiunea să-i găsească un loc temporar de trai, un centru de plasament sau deja cu împreună colaborând cu organizațiile neguvernamentale. Respectiv, dar în cazul dat va admite posibil liberarea condiționată, dar cu siguranță nu va aplica monitorizarea electronică, dacă vorbim de subiectul de astăzi. Cu referire la aplicarea arestului la domiciliu. Executarea încheierilor privind arestul la domiciliu rămâne în competența organului de poliție, așa cum și a fost. Aspectul ce ține de monitorizare electronică doar este atribuit către instituția probațiunii, care de la monitor, persoana care execută monitorizarea electronică, transmite informația către organul de poliție. Și așa cum s-a intervenit până la introducerea acestei norme privind aplicarea monitorizării electronice la măsurile preventive, așa se intervine și în prezent în continuare cu toate cheltuielile poliției de motorină, benzină, servicii logistice, personal și așa mai departe. Adică aici nu s-a atribuit nimic, să zic, în plus, doar din contra, informația cu referire la controlul persoanei privind monitorizarea electronică, comportamentul, unde se deplasează, acțiunile, mai bine zis, a persoanei monitorizate, este prezentată organului de poliție conform serviciului care se face în zi, în noapte, unitatea de gardă și așa mai departe, care preia această informație și intervine la fel polițistul și nu persoana care monitorizează, în cazul în care el încalcă condițiile de arest la domiciliu. Noi doar oferim informația cu referire la monitorizare. Operativă. Operativă. Ce a încălcat, ce, de exemplu, dacă este la domiciliu, că nu trebuie să iasă din domiciliu, să nu se deplaseze în afara domiciliu și așa mai departe. Referitor la condițiile de trai, deci, să admitem că a fost de către instanță adoptată o hotărâre pentru aplicarea monitorizării electronice și nu a fost luată în considerent condițiile de lipsa locului de trai sau persoana nu întrunește condiții pentru monitorizare electronică. În cazul acesta chiar am avut un caz real în care a plecat la domiciliul persoanei, inspectorul a verificat, a stabilit că nu sunt nicio condiție, nu e nici telefon, nici curent electric nu era avea persoana aceea. S-a mers cu un demers de la biroul de probațiune în către instanța de judecată în vederea imposibilității executării acestei obligații, la care instanța a luat în vedere acest fapt și a anulat impunerea acestei obligații față de persoana condamnată, dat fiind faptul că s-au stabilit noi circunstanțe. Mulțumesc, nu știu ce măsură a susținut testul și a obținut dezbaterile publice pentru asta și sunt organizate să avem dezbatere cei mai mici detalii. După mine, colegii din informațiune au arătat
care sunt rolurile bine definite ale probațiunii, poliției, instanței care intervine apoi și alți actori. Doamna Rogo, vă rog, din partea magistrată. Este o opinie, mă rog, adresa dacă aspectul cu privire la aplicarea monitorizării electronice în privința condamnaților la detenție de viață pentru comiterea infracțiunilor contra libertății persoane ca formă de supraveghere a cuplurilor pe perioada de plasări în cadrul penitenciar. Ori, în ultima perioadă, se sesizează că pe rolul instanțelor din partea ultimilor care contestă acțiunile administrației penitenciarului că în perioada de plasări de scurtă durată în interiorul penitenciarului sunt aplicate ultimilor cătușe. Și anume cătușele le creează anumite un anumit disconfort și incomodități. Deci, iată cum priviți dumneavoastră acest fapt și dacă ar putea fi completată lista subiecțiilor în privința cărora poate fi aplicată monitorizarea electronică. Ori chiar recent Republica Moldova a fost condamnată pentru aplicarea cătușilor în privința condamnației. Sunt locuite cătușile cu prețarea de monitorizare electronică. Da, mulțumesc pentru întrebare. Aici ar fi binevenită o evaluare împreună cu colegii de la Administrația Națională a Penitenciarilor pe această categorie, care sunt deținuți pe viață în instituția penitenciară, și anume necesitatea aplicării unei brățări electronice și monitorizării persoanei pe teritoriul penitenciar. În cazul în care se va găsi necesitatea, cu susținerea Ministerului Justiției, sigur că vom veni în hotărârea Guvernului cu completare, care vom înainta-o către guvern, dacă va fi necesar. Aici este libera apreciere a directorului de penitenciar, a șefului de penitenciar, la emiterea decizii de aplicare a monitorizării electronice conform legislației actuale. Dacă șeful de penitenciar va găsi necesitatea și argumentele că persoana respectivă trebuie să fie monitorizată, el va emite această decizie care se va transmite către serviciul de probațiune, serviciul monitorizare electronică din Inspectoratul Național de Probațiune și va fi pus în executare. Dar iarăși legea prevede pentru persoanele care se deplasează în afara penitenciarului și nu pe teritoriu. Deci aici necesită o evaluare și o completare a legislației. Sigur că noi ne dorim să extindem subiecții în privința cu ar putea ca monitorizarea electronică, dar eu propun să gândim în cer, pentru că avem chestiuni și de procedură, chestiuni și de interacțiune, mai rău și chestiuni logistice de cost. Colegii acum au vociferat suma de 14.000 de lei pe an, ieșind și din costul. Iată, aveți aici pe masă, așa arată în țările respective, dar noi acum lucrăm în direcția să achiziționăm utilaje mai performante, cu mai multe garanții și vedem că și costurile o să crească, dar noi în același timp suntem de vedere că ele nu o să depășească costurile cât ar fi pentru deținerea persoanei din condiții de detenție. Și apoi vreau să fac o mică remarcă. Monitorizarea electronică în sine e aparent de libertină sau creează spațiu liber de subiect. În același timp, asta e o încordare permanentă a anumitor raporturi juridice preferite la această persoană. Trebuie să se asigure că nu se descarcă acumulatorul, trebuie să se asigure că există conexiunea cu
satelitul, trebuie să asigure că merge prin zonele respective, pentru că pentru fiecare alarmă operatorul se deranjează. Și atunci când nu din șir ești deranjat când mergi după, sau treci într-o porțiune de drum unde dispare semnalul, atunci devine și stresant. Adică experiența în domeniul monitorizării electronice, cel puțin cu colegii de electronică, când am vorbit, a spus că până la un an de zile, posibil, după, se poate transforma într-o hărțuire nejustificată. Bine, vorbim simplificat, dar monitorizarea electronică deloc pentru subiect nu este atât de o mare facilitate din partea statului, o să putea părea la prima vedere. Plus, vorbim despre subiecte care noi avem pentru monitorizarea electronică, aceasta e aplicarea, suspendarea condiționată a executării pedepsei, executarea parțială a executării pedepsei cu închisoare, pedeapsa nouă, liberarea condiționată, înlocuirea părții neexecutate cu o pedeapsă mai blândă, dați-vă la toate aceste categorii de subiecte necesită deliberarea profundă a instanței care deja trebuie să aibă un grad de încredere în subiect. Deja, prin însăși procesul se deleagă, prin soluție se deleagă o încredere subiectului că el ar putea să fie în libertate. Monitorizarea electronică, pentru mine, joacă rol de chestiune complementară care ajută statul și oferă garanții suplimentare în anumite situații. Dacă vă amintiți, chestiunea de 3 ani de distanță cu castrarea chimică. Iată, după mine, castrarea chimică ca institut juridic, în formula care a fost dată atunci, ea nu își realiza sarcina, pentru că nu reducea riscul. Bine, sesizarea la curte a făcut-o eu și am dar în complex cu o monitorizare principie sau ulterior a subiectului care ar fi ieșit din instituția penitenciară din condamnat pentru agresiune sexuală. Asta ar însemna că statul, după ce aplică forța coercitivă în privința lui de natură penală, se îngrijorează ca subiectul respectiv să nu aibă acces la școli, grădinițe, locuri de agrement pentru copii, adică pe lângă faptul că am intervenit cu forța coercitivă a statului, statul se va asigura că el nu va avea acces nelimitat în locuri respectiv. Sau, dacă e vorba de arestul la domiciliu sau liberarea sub control judiciar, monitorizarea electronică ar însemna că statul are mecanisme suplimentare ca să facă pedeapsa inevitabilă. Mai știu de ce nici practicienii au ajuns de fapt la un consens că nu e atât de importantă pedeapsa și mărimea ei, cât inevitabilitatea pedeapsei. Și atunci când subiectul care este liberat, condiționat înainte de termen și instanța îi stabilește anumite restricții și el, de exemplu, într-un context actual, nu e așa să-l modeleze, n-am spus că e exact așa, dar subiectul este dispus, de fapt, să nu prea respecte restricțiile respective și el când vede că nu respectă și nu se întâmplă nimic, pentru că păsirea de probațiune în fie de parte, polițistul are activități în alte direcții și atunci se naște impunitatea. Iată, monitorizarea permanentă din partea autorităților statului ar transmite mesajul că pedeapsa este stabilită și pedeapsa trebuie executată. Și există mecanisme care stau cu ochi pe subiectul respectiv, tocmai determinându-l să respectă anumite reguli. Dacă este stabilit în cadrul violenței în familie, de exemplu, să nu aibă acces în perimetrul respectiv sau să nu se apropie de gospodărie. Eu știu că judecătorii stabilesc asemenea
restricții. De fapt, aceste restricții sunt așteptate de victime. Și atunci, e mult mai ușor să observi deplasarea subiectului în regim online, să vezi dacă el are sau nu are acces în elementul restricționat și să alertezi în cazul de față alți parteneri care trebuie să intervină în limita competenței. Da? Și atunci toți au de câștigat. Staful nu deține în penitenciar un subiect, mai mult decât trebuiește. Victima este realmente protejată și sarcina pedepsei este realizată prin faptul că statul mobilizează din câte, din 10-10 secunde, domnul Victor. Este în dependență de gravitate. De situație, da. Adică se monitorizează efectiv punerea în executare a pedepsei și se realizează sarcina inevitabilității subvenirii răspunderii pentru fapta comisă. După mine, lucrurile într-o asemenea prismă ar trebui cumva susținute și încurajate, deși vă zic că eu trebuie să spun că trebuie să ne așteptăm la sporirea cheltuielilor în ceea ce ține de utilaj. Dar ca impact social, după mine, nimic nu se compară cu un scop care are în final asigurarea unui societăți. Sunt ca să considera comentarii electronice, totuși va fi bine, pentru că oricum așa și persoana aflată sau în ales în perioada de stat la domiciliu sau ulterior foarte liberare cu drumul liberarea mentii de piele, trebuie supravegheată. Îmi place, nu mă rugui să sau nu-mi place, asta e realitatea. Însă și pentru monitorizarea electronică se va fi mai efectiv lucrul. Așa că deja apare o întrebare tehnică. La ziua de astăzi, noi vorbim deja de teorie, la ziua de astăzi trebuie să la practic. Ce Institutul Național de Probațiuni, care e posibilitatea lui tehnic, câte persoane poate să supravegheze? Independent, acum așa ales la ziua de azi, nu pe viitor, ca să fie rechiziții, ca să fie asta. Doar la noi ne-am adunat ca să facem aici o masă rotundă, să vedem ce-i bun și ce-i rău. Respectiv, de la dumneavoastră ce început ați menționat că cât mai mult persoane să fie supravegheate, costul de persoană să fie mai ieftin și să fie cheltuieli mai reduse. Atunci trebuie să știm ce e posibil la ziua de azi și pe viitor ce ne așteaptă. E ca noi nici cauze ne-am adunat și e posibil de aplicat ulterior monitorizarea electronică, adică va fi benefică sau nu. Și ulterior, tot ce domnul Ianu menționat despre faptul că în unele țări se consideră doctorul o monitorizare electronică îndelungată a persoanei. La noi din 20-12, dacă mă greșesc, este termenitat deja, numai până la 12 lucruri, adică noi nu putem ce direcție. Eu văd că imperativ și ne limităm la lucrul ăsta. Și la un moment dat, de acum, puteți să răspundem la întrebările astea. Ce avem acum și ce azi avem în viitor. Referitor la numărul persoanelor care urmează a fi supravegheați. După o evaluare la toate echipamentele care le avem și care am spus că deja avem echipamente care, datorită faptului că au ani deja de când s-au procurat, au ieșit din uz, vă mai pot fi folosit. După o evaluare a tuturor echipamentelor, circa 75-80 de clienți pentru că să ne împărgeam la muncă. În afară, acum avem deja monitorizați 36 de clienți, dar până la 75, putem să, cu echipamentul pe care îl avem acum la momentul răstos, noi putem să-l împărgeam. Deci reieșim bine, nu spun de posibilități conforme, sau reieșim din echipamentul pe care îl avem real. Pe viitor se preconizează reieșim. Noi, de fapt, în lucrurile de astăzi, asta și o urmărește IMP-ul, pentru că, bizar sau nu, instalații trebuie să procurate prin achiziții, iar achiziții trebuie să planificate. De ce? Chiar în viitorul apropiat, IMP-ul, cum le-am solicitat, deja având stabilit contact cu CSM-ul, trebuie să
vedem ce posibilități, ca să vedem, estimăm aproximativ cam cât, cam ce volum de lucru am putea avea pentru IEP, ca să facem niște achiziții pentru perioada următoare. În funcție de persoanele raportate, IEP-ul trebuie să aibă posibilitatea să acopere necesitățile sistemului judiciar. Este foarte greu de programat, pentru că judecătorul nu poate a priori să cunoaște, să cunoască care o să fie rezultatul din vederea sale, pentru că în tot să nu ajunge la punct culminant al procesului, că se bazează pe ascultarea argumentelor pentru. În același timp, trebuie să vedem din 1200 de astăzi, din 1203 preveniți în sistemul execțional. Cât, în cuantum de câte persoane am putea noi planifica pentru a ne asigura că achizițiile vor fi justificate, ca să nu avem întrebări din partea eventuală funcției de cont, pentru ce am achiziționat 700 de brățări, deși să folosesc 70 de subiecte. Tocmai dialogul trebuie să continuă, după care eu sunt sigur că trebuie să avem și mecanism când sistemul judecătoresc trebuie să cunoască câte brățări sunt în lucru astăzi, da. Și iată, lucrul este că trebuie definitivat, dar iată, întâlnirea de astăzi cu dumneavoastră, așa, insistați prin și colegii de sectorul judecătoresc și colegii de procuratură, poliție, ca să vedem până la urmă dacă este necesar. Opinia mea că este necesar să avem întâlniri securiare, să avem puncte, să scoate, să se dezbatem toate subiectele pe cei mai mulți. Atunci când consilierul de informații se adresează până astfel de mers, se verifică disponibilitatea utilajului. Desigur. Noi studiem în permanență, da. Și, fapt, pe viitor ne punem, vrem să planificăm presionarea contractului de achiziție a viitoarelor brățări, să fie stipulat o oarecare marjă de posibilitate de mărire a contractului, da? Dacă, de exemplu, se va achiziționa un număr de brățări, da? Să vedea că acesta nu este important, să fie posibil ulterior mărirea numărului de brățări pentru a face față, dacă se vor mări numărul de clienți monitorizați. Spuneți, dacă cunoașteți așa date, ce este 36 persoane sunt mobilizate în urma depunerii din ESO, din probleme, sau în aplicării măsurile preventive? Păi s-a adus aici. Mai multe persoane sunt la demersul consilierilor, pentru că noi anul precedent, cum am prezentat, am avut peste 50 de demersuri în instanță judecată pentru aplicarea monitorizării. Dar au fost aplicate și de către instanță, fără demersul consilierului, la aplicarea liberării de pedeapsă, condamnarea cu suspendare, de exemplu. Cu arestul, în privința arestului la domiciliu, este aplicat de către instanță, fără demers, pentru că noi, în privința categoriei respective, nu întocmim și nu expedem demersuri în instanță. Instanța, din start, la examinarea spune referitor la alte obligațiuni, fără obligațiune cu aceasta. De orice, din ce cauză nu spune, pentru că e cunoștință de cauză. Nu de ce ei că nu doresc. Dacă la finanțificând cu ziua de azi sau pe viitor, că dacă îți fie adus la cunoștință clară, publicul, despre faptul că statul are suficiente măsuri, suficiente mijloace, pentru aplicare. Credeți-mă că spune pe care. Site-ul, structura de funcție, site-ul MP-ului a putea fi pus în rubrica parte, în părința parte, în care s-ar putea. Vreau să vă aduc la cunoștință că mai sunt disponibile. La aplicarea primelor sau regizul online de făcut
o rețea protecție. Aplicarea primelor măsuri strângând de arestul la domiciliu a fost instanța, s-a consultat cu Biroul de Probațiune, a fost contactat, dacă dispunem, și ulterior deja au fost lucruri, chiar două regulații care de care aceste măsuri preventive s-au aplicat fără a ține cont sau fără măcar a fi consultați. Deci noi am aflat că deja este, da, noi avem un stop, dar cred că trebuia să, cumva, să facem un mecanism, o instanță, deputată, să, să avem o colaborare pentru a ști la momentul să nu ne pomenim că se aplică, dar nu avem cu ce o executa. Când se aduce în proștie, se execute, adică se amiază imediat, așa că vedeți, nu știu, disponibile care vă lăsă vădea sau un firam, 1, 2, 3 cartefi, numai câte plecă. Știți, în delegare. A fost aplicat cu, spre exemplu, s-a pus o dată ulterioară pronunțării, a fost, dar avem deja, da, că s-au discus imediat și a trebuit să plece. Imediat, adică pronunțarea nu a fost fie amânată la aplicarea măsurii. Nu, s-a aplicat, spre exemplu, o dată, dar s-a spus, se va, monitorizare electronică, se va aplica la data cu tare, la ora cu tare. Deci, undeva, diferența de 3 zile era de pronunțare. Noi de-am știam ora, când trebuia să plece, sunt pregătite. Dar avem, vă spun, cu executare imediată, care, de fapt, am aflat peste 2 zile, a venit încheierea la Biroul de Probațiune, deja ea trebuia aplicată monitorizarea electronică imediat, dar noi am primit peste 2 sau 3 zile. Când am aflat-o, imediat a lucrat colaboratorul în automobil, a plecat cu brățara și a instalat-o. Deci și aici este o leacă de neconcordanță. Cu amânarea dispunerii, emiterii, încheierii este o excepție, dar trebuie să existe, cum spuneți și dumneavoastră, o comunicare directă, noi de aceea și organizăm aceste ședințe. Și de aceea, și într-adevăr, este o idee bună, noi postăm pe site-ul INEP o rubrică în care să fie în permanență cifra brățărilor care sunt disponibile. Ca instanță să cunoască. Vă mulțumesc, chiar vă mulțumesc pentru întrebări, au apărut întrebări și din domeniul science fiction, cum care sunt utilitățile noastre tehnice și de tehnică modernă. Dacă ați observat, însăși discuțiile noi încercăm să le plasăm în secolul 21. Noi, din păcate, prea mult am rămas în segmentul execțional penal în sistemul care l-am moștenit și în care, din nefericire, nu prea să puneau accentul pe abordări în care valoarea umană era în centrul raportului. Astăzi suntem într-o secolă a tehnologiilor. Astăzi suntem în condiții în care infracțiunile ca fenomen social evoluează într-adevăr în așa măsură în care noi suntem obligați să reevaluăm practicile punitive, în special ce țin de răspunderea penală și cu o mai mare diligență să ne să avem, să abordăm pedeapsa penală, să ne asigurăm pedeapsa aplicată cu adevărat și realizează sarcina. Deci, ceea ce a demonstrat cel puțin starea de lucru în domeniul infracțiunilor din domeniul siguranței în circulație rutiere, condus o stare de ebrietate, a arătat că duce pe multe activități. Dar despre asta, în partea a doua a întâlnirii noastre, trebuie să respect agenda și să vă invit cu întârziere de 6 minute să vă încateau pe care ne întâlnim toți împreună ca să discutăm cartea a doua.